Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou, o surpriză minunată. Cum să nu fii bucuros, cum să nu stresare inima de bucurie când Măriuca a ajuns din nou la lecții la mine. Bine ai venit, Măriuca. Ia spune tu în engleză, pe scurt, repede, și pentru verișoara ta din America. Da. Ce zici? Să zici, mă bucur foarte tare că am ajuns la Bubu, acasă, și facem o lecție de matematică. Nici nu știm ce o să facem, dar sigur vom face o lecție frumoasă. Yeah. I am very happy that I am with Bubu, my grandpa. I'm just really happy so I can do another lesson with him. Because he's a professor. Așa. Nu știu ce ai spus tu, dar sper că n-ai înjurat pe nimeni. Hey! Nu, am glumit. Măriuca, vreau să te întreb următorul lucru. Trei mașini, câte roți? Trei mașini, câte roți? Au 12. Oh, dar câte ce ai făcut așa? Trei ori 4. Ba, foarte tare. N-ai zis 4 plus 4 plus 4 de 3 ori? Iată, doamna mulțirii ce deșteaptă este. Dar 7 mașini. Uh, 28. Foarte corect. 7 ori 4, 28. Iată că tabla mulțirii vine ce? Ne rușurează munca. Însă în loc să facem 4 plus 4 plus 4 plus 4 de 7 ori. Zicem, nu? În loc de 4 plus 4 plus 4 de 7 ori, zicem de 4 ori 7, 28. Dar și 7 ori 4. Deci 4 ori, am să folosesc punctul, 4 ori 7, egal cu 7 ori 4. Da? Adică 12. 4 ori 7, zici tu, 2 de 7 fac 14 și că odată 14, 28, cum ai spus tu foarte bine. Deci depinde cum îți pică ții mai bine, funcție de cât, cum te așezi tu. Când ai zis 7 ori 4 sau 4 ori 7, e funcție de cum ai tu momentul acela de inspirație. Deci la mulțire și la durare putem schimba termenii între ei. Deci ai zis că îți face 28. Da. Deci 7 mașini au... Vrei să explic? Doamnă, e mai interesat. Adică să explici cum faci tu legătura asta, de ce 4 ori 7? Cum ai ținut tu minte? Okay. So Bubu asked me, how many wheels do 7 cars have? And you know, I could have gone 7 plus 7 plus 7 plus 7 or 4, 4, 4, 4, 4, 7 times 4. Or I could have just done 4 times 7 or 7 times 4 and equals 28. Asta e foarte tare, că de funcție de cum. Dar dacă nu ți-ar veni în minte, uite că ai un moment de slăbiciune și ai un moment în care tu nu 28 acela nu ți-e clar, fie 28 sau fie 26, nu ești foarte hotărât, foarte sigură. Ce faci în momentul acela? Calculăm. Deci te mai gândești? 7 plus 7, 14. Iar apoi 14 plus 14, egal cu 28. Foarte, foarte corect. Foarte corect. Mă bucur foarte bine că deci tu ai înțeles bine. În loc să zici de 7 ori de 4, 4 plus 4 plus 4, deci tu ai zis așa. 4 plus 4 plus... Cam așa mergi, nu? Da, așa. Era cu... 28. Da, am înțeles. Și să spunem plus 4 aici și plus de câte ori, ca să fie clar că pentru toată lumea, de 7 ori. Atunci este corect. Bun. Am înțeles. Deci cele 7 mașini au 28 de roți. Mai sunt și 5. Mai sunt și 5 motociclete în parcare. Deci 5 motociclete. Așa. Okay. First
We're going to do 2 times 5 equals 10. 2 ori 5 face 10. That's how many wheels there are with the motorcycles. Egal cu 5 ori 2, egal cu 10. Adică... Now we'll just do... 28 plus 10. Now we'll just combine both of them. În total. And we will get 38. Așa. 28 cu 10. Deci în total. Together they make 38. 38 roți. Wheels. Părăga. 38 wheels. Hai să formăm acum o problemă șmecheră. Dăm numai roțile și dăm că în total în parcare sunt 7 și cu 5. Deci spunem, în parcare. In a parking. Sunt. In a parking area. Sunt. Parking lot. In a parking lot, there sunt, are. În parcare sunt. There are. În total. Together. Total, mașini. The parking lot there is. Mașini și. Together. Motociclete. Cars and motorcycles. Lete. În total, în parcare sunt mașini și motociclete în număr de 12. Deci, la un loc. Adică la un loc. Și motociclete. Și. Deci motociclete și mașini la un loc. Sunt 12. Mai spune câte sunt. Oh, so there are a number of motorcycles and a number of cars and together they make 20. No. 12. Yes. Deci în total sunt 12. Iar numărul roților and the number of the wheels together is 38. Is 38. Deci roțile sunt 38. Câte mașini și câte mașini și câte motociclete sunt în parcare. Iată o problemă formulată. And Boo is asking us how many cars and motorcycles are in the parking lot. Deci, am dat acum câte am dat? Ce am dat eu? Roțile și numărul total. Și acum întrebarea este câte mașini și câte roți sunt? Și câte motociclete sunt? Ok. Da. Da. Sigur că da. Adică e problema formulată dinainte invers. Vezi? Why? Da. Deci câte mașini? Câte biciclete? Câte motociclete? Câte mașini sunt? Asta e. Deci răspuns. 7 mașini. The answer is 7 cars. And 5 motorcycles. 7 mașini și 5 motociclete. Foarte tare, dragilor. Deci putem formula probleme foarte interesante. Nu indicăm, nu plecând de la numărul de mașini și numărul de motociclete, ci invers. Dăm numărul total. După care spunem atâtea roți sunt și află tu câte motociclete și câte biciclete sunt. Să zicem. Da. Deci putem formula probleme frumoase. We can make so many beautiful math problems. Indicând numărul total de mașini și by indicating the mașini și the total number of cars and motorcycles or whatever you want. Și numărul roților. And the number of wheels. După care trebuie să aflăm care sunt
Care... And then we have to, Câte mașini sunt și câte motociclete sunt. Then we have to find out how many motorcycles there are and how many cars there are. Foarte tare. Acum, Măriuca, dacă ai înțeles, dă-mi o problemă să văd dacă eu pot face. Dă-mi o problemă indicându-mi, nu 12 la un loc, dă-mi un număr care vrei tu. Ok. Dar trebuie să fie par? Nu știu. Nu neapărat par. Că poate să fie și 7 și... hai să zicem, una par și una impar când ne adunăm. 7 să fie mașini și să fie 5, 6 și 6 motociclete. 7, 6, 13. Poate să fie și așa, e număr impar. Ok. Deci îmi minte și tu. Ok, so. Orice fel de număr poți să dai, în total. Poate să și scriu? Nu, nu, spune-mi atâta. Total, total. Okay, hai să scriu eu. Vrei să scrii tu? Okay. Total. Așa să scriu. In total, in total, there are... Hai, orice număr e bun. 16. Bun, 16 la un loc, da? Mașini. 16. Mașini și motorcycles, but I don't know how to spell it out. I'm sorry. Așa. Moto, moto. Motos. Moto. Moto S. Motos. Usă. Motos. Motos. And... And... Da, lasă, nu scrie. And, atât, nu? And, da, da. Atunci, lasă că scrie eu. Da. And, eu scriu românește, mă. Da, scrie românește și ea vorbește românește. A, așa, okay. Și tu vorbești. Ok. Deci, mașini, mașini. Cars and... Și... Motorcycles. Și motociclete. Motorcycles. Deci, în total, sunt 16, da? Bine. Roțile de mine acum. E, aici e problema să văd cu roțile. Ce mai e? Roți. Gândește foarte bine ca să-mi dai un număr de... Dacă aici întrebarea este, poți să dai roțile la întâmplare sau nu? Par okay. Sau impar? Adică ok, ok. Roțile în numărul total de roți. Numărul total de roți? Da. Ok, stai să mă gândesc. Bun. Let me think, guys. One. Deci aici n-am avut nicio problemă. Numărul putea să fie fie par, fie impar. Ok. Dar la roți, la roți e problema. Foarte tare. Foarte tare. Mă interesează. Chiar nu știu. Dă un număr și spun, vorbim la treabă. Să vedem dacă mă descurc. Un număr care vrei tu. Întrebarea este, dacă ar fi toate motociclete, câte roți ar cele 16? If there are all motorcycles, how many motorcycles will there be? Tati, 16 ar fi motociclete, oare câte roți ar trebui să dai? Motocicleta are două roți. Da. Adică 16, încă o dată, ori plus 16. De două ori. Oh my God. Ia să vedem cât face. 16 plus 16. 16 plus 16? Sigur.
16 plus 16 equals 32. 32. Deci, practic, cel mai mic număr de rost pe care îl dai, de la 32 încolo trebuie să fie. Deci, cel mai mic, dacă toate sunt motocicle. If there are all motorcycles, you know, the less amount of wheels, because a motorcycle only has two, and a car's, and a car has four wheels. Deci dacă toate ar fi motociclete, atunci aș avea. Deci pentru motociclete, motociclete, a rezultat 32 roți. If all the motorcycles were, da, toate. If they're all motorcycles, then it would be 32 wheels. Corect. Dacă toate ar fi, but if all of them were cars, then it would be 4 times 16. Dacă toate ar fi mașini, pare că te roți am dat. Well, look, so since motorcycles who have two wheels are 32, and a car has four wheels, we'll just do this. We'll just... let's do this. Or there's another one, which is. Asta. Foarte tare. Both of these options are right. Deci ori așa, ori așa. 32 plus 32 fac 64. Și dacă am înmulțit aici, tot 64 ar. Because they're the same. Foarte tare. Deci tu acum trebuie să dai un număr între 32 și 64. Deci când ca număr de roți între 32 și 64. Că dacă toate ar fi motociclete ar fi. So I have to choose a number between 32 and 64 and I'm thinking 32. Wait, no. The 42. 42. Yes. 42. Iată problema formulată, dragilor. 42 este numărul de roți. Da? 42 e numărul de roți. Întrebarea este pentru mine acum, că tu ai formulat problema. Da? So for his question, I'm asking him how many cars there are in the parking lot and how many motorcycles are in the parking lot. Și acum eu trebuie să spun câte sunt, să dau răspunsul și să spun câte sunt mașini și câte sunt, semn de întrebare, motociclete. Acum e problema cea mai grea pentru noi. Da. Da, he says this is gonna be the hardest problem ever. Da. I think you have. Vreau să mai întreb ceva. Puteai să dai 43? No. De ce? Pink. No. Pentru că zic ție în cam așa pe da, așa. Pentru că pe nicio mașina nu are 3 roți, nici motocicleta. O roată. Nu? O roată. Deci ca să fie număr neapărat, fiind număr par și la mașină și la motociclete, când le adunăm, tot număr par face. Yes. Yeah. So it has to be a even number, because, for example, if it's 43, it doesn't work, because, fine, we have a motorcycle, and then, wait, but a wheel doesn't, but a car or a motorcycle doesn't have just one wheel. It has four, a car and two, a motorcycle. Deci număr par de roți. Yes. It can only be, Tati, cum se zice la număr par? Even number. Even. It has to only be an even number. Așa. Bun.
Și acum eu stau și mă gândesc. Dacă toate ar fi 16, dacă toate ar fi, tu poți să te odihnești că problema mea e formulat-o, a mea este sarcina să o rezolv, nu? Dar dacă am Da, dar dacă am să am greutăți, ceva greutăți, tu poți să intervii să mă ajuți? Sure. Bun. Sigur. Uite. Am să fac cu niște cerculețe, am să le desenez pe toate cele 16. Ok. Deci una, două, trei, patru, puncte, 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 toate 16 poți. Pun deasupra că am desenat 16 cerculețe. 16. Sigur, sigur, că tu te poți odihni, dar ești atentă să mă ajuți. So, he's now, he drew 16, but this is only how it looks like he drew 16, even though he drew 6, but it doesn't matter. Just pretend there are 16 here. Bun. Și acum eu am să pun aici două liniuțe care sunt semne roțile. Iată. Două, 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 două și uite așa merg mai departe. And now he's putting these two lines that kind of look like a stick figure's arms, but he's putting these two lines to replicate roțile. To represent the wheels. Deci, astea sunt toate motociclete. Yeah, these are just all motorcycles. That's what he's said. Toate motociclete. Câte am consumat? Câte roți am consumat eu acum? And now he's asking himself, how many wheels or tires, wheels has he Câte roți am consumat? Câte roți? How many wheels did he use? Da? Let's do the math right now. Da. So, or we can do 16 times 2 equals, I don't know. Or we can do 16 plus 16. Correct. And it equals 32. Excellent. Deci am consumat 32. So, 32. 32 roți. That's how many he's used right now. 32. Da, dar eu câte roți am spus că? Câte roți îmi mai spus? But I said at the beginning we need 42, not 32. Sunt roți în plus. Roți în plus. Hai să vedem câte sunt. Scădem din 42. So let's do 42. Da, minus 32. Yeah, 42 minus 32. And it equals 10. So, Zece roți am în plus. He has 10 wheels in plus. Da. De unde vin roțile astea în plus? De la mașini. Oh, and we have these extra wheels from the cars. Cine are mai multe roți? Mașina. And since a car has more and a car, no. And deci, a car has more wheels than a motorcycle. 42 minus 32 egal cu 10 roți. Yes. Aceste 10 roți le pun aici liniuțe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sunt liniile astea? Roți. These are all just the number of tires. Just pretend that these are tires. And there is 10 replicating of how many he has in plus by the cars. Așa. Ca să o transform pe o motocicletă în mașină, câte roți mai trebuiesc? Oh, so to transform a motorcycle into a car, I mean to have an exact number, not to clearly transform it, but to have the exact same number of wheels, we need two more. Deci două roți. Yes. Iau pe astea două și le pun aici. He gets two of the five wheels, ten wheels that we had, and then we just put it, right here. Exact. Și am făcut o mașină. And we made one car, but that's only one car. M-am roți la dispoziție? Yes. Yes.
Yes. Deci altă echipă. Altă echipă. Let's make another group. Așa, cu alte culoare, da? Da, să fie aceeași culoare, că le adăugăm. Aceste două le-am pus aici. Iarăși. And again we put it. Știi tu câte aș completa aici? Câte... So to find out how many wheels he will complete here, let's just do a quick math. Let's do, we can do 10. Împărțit. Divided. 10 divided by 2. Exact. Equals 5. So that means only, but that means he'll get 5. Correct. So that means he'll do 5. Excellent, excellent. So that means he'll do 5 of, to transform 5 motorcycles into cars. Răspunsul, câte mașini sunt și câte... And now, it's pretty obvious, and now we can find out very easily how many cars there are and how many motorcycles there are. Câte sunt mașini? There are 5 cars, so we're gonna put 5. Uite aici răspunsul, da? Să pun și aici 5 mașini. Răspunsul. Întrebarea și câte sunt motociclete? Motociclete câte sunt? And there are 11. 11 motorcycles. Și 11 motociclete. Cât total erau 16. Foarte tare problema. Deci, Măriuca, am făcut o problemă nemaipomenită. Hai să îi explicăm care ar fi pașii pe care îi parcurgem. Now we are going to explain to you guys who are watching this at home or where you're watching this, the steps of how we solved this beautiful problem. Even though it seemed a bit hard at the beginning, we did it, as you can tell. Deci, care se pași? Pasul 1. So, step 1. Pasul 1. Desemnăm numărul total de mașini și motociclete la un loc. Step 1, we will draw all cu cerculețe. We will draw with circles, which are the motorcycle, which circles, 16 circles, and we'll just put 2 to make them into all motorcycles. Excelent. Toate ar fi motociclete. Vedem numărul total de roți. Then we'll see how many are there. We can do 16 times 2 or 16 plus 16. And it equals 32. După wheels. Pasul 2. Scădem din numărul total de roți. Step 2. We will numărul total de roți. From the total of the wheels, we will subtract 30 wheels. Vedem roțile plus. Vedem. Step 3, we will see how many wheels. Roțile în plus. Roțile. How many wheels are plus? Plus. To add. Hey, cum mai pentru fiecare motocicletă, pentru a deveni mașină, îi mai trebuie 2 roți. So, since we, so for every single, nu mai, so we need pasul 3, pasul 3, nu? Așa, pasul 3. Așa, da. Pasul 4. This is step 4. Step 4 is that we, from the total number that you got from here, you have to divide it by 2. Excellent. By 2, and it equals 5. Și am aflat numărul de mașini. Well, technically not. You don't have to. Oh, yeah, just 2. 2. Am numărul mașini, după care diferim până la 16, până la numărul total. Păi, da. Deci, câte 2, am pus aici, n-am împărțit la câte 2. Yeah. Asta, din cauza asta am împărțit la 2, că am pus câte 2. Yeah. And step 5, you put 5 of
these drawings, you put five of these drawings, how we did right here, you put two more, and these will transform it into cars, the motorcycles, into cars. And after we're done with that, we'll see. So there are five cars right here, and 16 minus 5 equals 11, and that's how many motorcycles there are. Motorcycles. Foarte tare, foarte tare. Deci, Maruca, îi convinge acum, îți fac eu o problemă. Now Bibi's going to make me a problem. Really? Și tu o vei rezolva. And I have to resolve it. Așa, tot cu... Nu, tot cu 16. So, 16. There's still going to be 16. Și modifică 16 cars and motorcycles. Da, numărul total, corect, 16, tot așa las. Tot așa am să las. Dar am să mut numărul de mașini, numărul de roți. But he's got... What? Nu, o să modific. And, but he's gonna change the number of how many wheels there are in total. Uite, am să pun 51 de roți. 51 roți. He's gonna put 51 wheels. Am, e bine formulată problema cu 51 de roți? 51? No! Nu! Foarte bine! Nu. He is wrong and he's a skunk! Da, am vrut să mă prindă, să mă prindă. Eu asta am văzut, să văd dacă ești atentă. Deci nu, nu 51, ci 52. E bine? Yes. Bun. Good. Dacă spuneam 72, puteam, era bine? No. De, până unde puteam să mă duc cu numărul de roți? Yeah, but, I mean, if you... Yeah, but, I don't think that... But, look, so, we have to pick a number between 64 and... Deci, 64 cel mult, da? This is the most, and the... Deci, numărul minim... And the... Minim point 32, of, 32. Of wheels is 32. Da, deci de la 32, da. And what Bubu said is 70. And what Bubu said, he said 72. That doesn't work because I don't think 72 is. I don't think that's right. I don't think that 72 is between them. Era mai mare. It's in front. And it's not in between. It's a bigger number than 64. Maxim 64, cel mai mic 32. Corect. Cu 52 are rost. E, acum să gândim problema. Te uiți la pași. And now let's think or desenăm. I should think the problem through. Desenăm. Correct. Desenez eu roții, so we first, as we told you, the first step, we draw the wheels. 16, again, 16. Câte se pun în total? Câte sunt așa toate? And in total, da. And in total, there are 16. Tot 16, foarte bine. 16.